Astăzi l-avem invitat alături de noi pe primarul localității Crișan din județul Tulcea, Silviu Rahan. Bună ziua! Bună ziua! Prim mandat pentru dumneavoastră. Un prim mandat dobândit în urma alegerilor, astăzi investit, acum câteva ore în urmă. Am să preiau începând de luni toată activitatea, să văd exact ce probleme sunt, să le identific, exact cum am promis și în campanie, am să fac dezbateri publice cu cetățenii din comună, pe fiecare sat în parte, identificăm problemele și trecem la treabă să le rezolvăm în funcție de complexitatea și ușurința de a rezolva, apoi să le prioritizăm și vrem să demonstrăm că o să fim o echipă și facem treabă, indiferent de culoarea politică, din partea Consiliului Local. Care este componența Consiliului Local? Consiliul Local este format din 9 consilieri locali, 3 sunt PSD, 3 sunt PNL, un consilier pro-România, un consilier ALDE și un consilier al comunității rușilor lipoveni. Bun, deci nu aveți neapărat o majoritate în Consiliu. Nu avem o majoritate, dar am stabilit pentru că nu votăm decât probleme ale comunității. Dacă cineva o să se potrivească pentru a ne vota probleme ale comunității, este problema dânșilor, pentru că pot să fac public toate ședințele, iar dânșii, dacă o să poată să răspundă în fața cetățenilor, este doar problema dânșilor. Noi vrem să facem treabă. Am înțeles că, mă rog, unii proprietari de pensiuni sau majorete au probleme în ceea ce privește salubrizarea, ridicarea pământului. Da, am identificat această problemă de pe perioada campaniei. E o problemă de rezolvat, nu este o problemă de nerezolvat. Singura problemă e așa, că nu este autorizat transportul de gunoaie cu ambarcațiune ale proprietarilor de pensiuni. Cei de la Garda de Mediu am înțeles că au întreprins tot felul de controle, măsuri, au fost sancționați. Am să mă informez bine de această problemă, iar în cel mai scurt timp este prioritară problema și vreau să o rezolv în cel mult o lună de zile să știm exact ce avem de făcut. Toată comuna este plină de gunoi. Am văzut că, mă rog, și o parte bună, să spunem așa, aveți un proiect destul de amplu și destul de frumos, cu 7 hectare de teren, vreți să dezvoltați falena? Da, vrem să demonstrăm, terenul acela este chiar în spatele Crișanului. Este, okay. Accesul se va face pe un canal din spatele Crișanului, care trebuie decolmatat, iar cele 7 hectare, a fost o gândire de-a mea, n-am vrut să folosesc acest proiect pentru campanie de a mă promova. Nu l-am folosit, este prima dată când îl prezint, este o gândire de-a mea și a unui grup de prieteni de-ai mei, unul din ei și arhitect, care ne-a ajutat să putem să îi dăm o formă, cât de cât la o fază de, vrem să amenajăm o zonă pentru evenimente. În comuna Crișan, dacă știți, organiza festivalul Borșului de Pește, eu l-am identificat undeva în centrul satului. În centrul satului, pe o platformă de 300 de metri pătrați, să stea 300 de persoane, nu este ok. Atunci am zis că ar merita să facem o zonă pentru evenimente, pe cele 7 hectare, un port în care să poți să-ți ia embarcațiunea, pentru că dacă ai o embarcațiune și o ții pe acostată la pontonul din față, la traficul care este pe Dunăre, o distrugi într-un an de zile, nu mai arată embarcațiune. De aceea vrem să creăm o facilitare, locuri de joacă pentru copii, o zonă de promenadă, o chestie puțin, hai să zicem, să creștem puțin nivelul comunei. Noi vă mulțumim și sper să venim să revedem și proiectele pe care o să le implementați aici la Crișan. Chiar îmi doresc. Și eu vă mulțumesc.